Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Într-un fel sau altul, prima decada a lunii septembrie este potrivită pentru implementarea unor planuri profesionale importante, dar după data de 10, Mercur, care este responsabil de comunicare și finanțe, va deveni retrograd. Încetinind semnificativ multe sarcini și afaceri, în același timp, perspective bune pentru transformări pozitive pot fulgera pe orizontul vieții berbecului. Vei ni în toamnă cu noi motivații. Ceva te va motiva? Poți conta pe ajutorul prietenilor atunci când ai nevoie. Urmează o situație dificilă care te va obliga să faci o alegere. La locul de muncă, caută să păstreze o poziție neutră. Nu te implica în dispute, altfel vei rămâne extrem de marcată. Dragoste, în sfera dragostei, berbecul nu stă atât de rău, te vei simți înălțată, partenerul îți va da cârma și asta te va inspira foarte mult, nu încerca să faci pe plac tuturor, pentru mulți oameni din jurul tău vei răsuci frânghile în jurul gâtului, pentru a nu deveni o statică a situației, păstrează distanța în comunicare. Sentimentele sincere vor deveni mai puternice, dar cele false riscă să se termine. Pentru cei care se află în stadiul despărțirii, astrele promit o nouă dragoste furtunoasă care va fi o gură de aer proaspăt pentru tine. În relațiile cu prietenii, totul este bine. Ai prietenii adevărați care te vor ajuta în momentele dificile și se vor bucura sincer de victoria ta. Nu regreta contactele pierdute? Soarta te-a salvată de oameni invidioși. La sfârșitul lunii, te așteaptă un eveniment distractiv, implicăte la organizarea lui. Este nevoie de multă muncă pentru a crește copiii. Vor exista neînțelegeri în contactul cu adolescenții. Nu-i lăsa nesupravegheați. Sănătatea. Berbecii își cunosc slăbiciunile. Este lăudabil că în septembrie vei dori să începi să duci un stil de viață sănătos nu te scufunda brusc în acest ritm. Începe cu o alimentație adecvată și zile de post, încearcă să scapi de alcool. La începutul toamnei, sunt posibile creșteri de tensiune, în special pentru persoanele care fumează. Scapă de acest obicei prost. Acordă atenție stării sistemului cardiovascular. În septembrie, probleme vechi cu ritmul cardiac îți vor aminti de ele însele. Încearcă să eviți supra-solicitarea fizică, pentru sport acordă preferință notului, mersului pe jos și ciclismului. Dacă ai o zi plină, fă o baie relaxantă și ascultă muzică liniștitoare, aromoterapia îți va aduce de asemenea beneficii. Banii, la serviciu, pentru berbec, totul merge de la sine, dacă nu-ți exprimi nemulțumirea și nu lupți pentru dreptate atunci vei supraviețui cu calm în această lună, este mai bine să nu te ridici în fața colegilor, ci să-ți îndeplinești în tăcere îndatoririle, prima decada a lunii va fi neplăcută, va fi confuzie în toate și chiar și circunstanțele neprevăzute se vor aduna, nu te agita și fă lucrurile cu măsură, căutătorii de locuri de muncă trebuie să se recomande pe ei înșiși cu mai multă îndrăzneală. Timiditatea și izolarea nu te vor ajuta să reușești. Trimite CV-ul oriunde, mergi la interviuri și nu-ți fie teama să încerci în noi domenii. La sfârșitul lunii septembrie, mulți vor putea să finalizeze un stagiu și să obține un loc de muncă promițător. Ai grijă la portofel. În septembrie, vor fi probleme cu banii, poți deveni victima escrocilor sau poți pierde o sumă mare. Nu lua credite noi și evita achizițiile mari. Acestea vor fi pur și simplu fără succes pentru tine. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?